După cum spuneam și duminica trecută, aceste două duminici, duminica lui Zaheu și duminica femeii cananeence, duminici rânduite înaintea perioadei triodului, perioadă de pocăință și perioadă de întoarcere la Dumnezeu. Deci aceste două duminici pun în fața noastră două chipuri, două exemple, două feluri de oameni. Primul, acela al bărbatului bogat. Al bărbatului care pe nedrept s-a îmbogățit, dar care s-a întors la Dumnezeu. Ca nimeni altul. A spus Zaheu așa: Doamne, pentru că l-a văzut pe Hristos, pe Dumnezeu în casa lui. Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor. Iar dacă pe cineva am nedreptățit, întorc de 4 ori mai mult. La evrei li se cerea să plătească a 10-a parte din bogăție la templu. Repet și voi repeta, Ioachim, dreptul Ioachim, tatăl Fecioarei Maria, mai mult decât atât făcea, împărțea în 3 bogăția. Una o dădea săracilor, una la templu și doar a 3-a parte o lăsa pentru familia lui. Și când a văzut Iisus atâta dreptate și adevăr în inima lui Zaheu, i-a spus, astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia. Adică s-a mântuit și Zaheu și toți cei ai casei lui. În Evanghelia de astăzi avem în fața noastră chipul unei femei care are un copil, care era bolnav, era stăpânit, era legat de duhuri necurate. Și aceasta vine și ea să vorbească cu Iisus și cere ajutor. Îi cere milă. Doamne, miluiește-mă, fiul lui David, fiica mea este rău chinuită de un diavol. Cât adevăr a spus această femeie. Dar Iisus se face că nu o aude. Și apostolii care știau, care erau permanent cu Domnul în pelerinajul de 3 ani și jumătate pe pământ, știau că Domnul nu a lăsat pe nimeni neajutat. Pe bolnavi a vindecat, pe orbi, pe știopi, chiar a înviat din morți oameni. Văduva din Nain, acea femeie care când a ieșit cu singurul copil mort pe poarta cetății, că se îngropau în afara cetății, când a văzut Domnul Hristos, i s-a făcut milă de ea și nici nu m-a mai așteptat vreun cuvânt din partea femeii, ci l-a înviat pe acel tânăr. Dar acum, în Evanghelia de astăzi, Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, în capitolul 15, versetele 21 și până la 28, subliniază trăsăturile acestei femei. Domnul Hristos, în mod intenționat, nu-i răspunde la primul apel, la prima chemare pe care femeia o face.
Apoi intervin apostolii. Doamne, miluiește-o, ajută-o, doar vezi că strigă în urma noastră. Fă-i bine, dă-i răspuns la cererea ei. Și atunci, în mod pedagogic, ca să învețe și pe cei care erau prezenți, se întoarce și adresează un cuvânt dur, un cuvânt greu. Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci câinilor. Îi spunea acestei femei un cuvânt greu de dus, pentru că ea era de alt neam. Un nepot de-a lui Noe se numea Canaan. Iar apoi aceștia, trăind în bogăție, în pământul făgăduinței, în partea de nord a râului Iordan, aceștia mai târziu, după întoarcerea poporului evreu din robia babiloniană, evreii unii s-au căsătorit cu alte popoare păgâne. Iar cei de acolo au săvârșit păcate. Samarinenii, cananenii, erau considerați de evrei oameni nedrepți care s-au îndepărtat de legea lui Moise. S-au îndepărtat de adevăr și erau considerați câini. Și atunci, ce cuvânt i-a spus Domnul Hristos? Adică a numit-o pe femeie în adevăratul sens al cuvântului. Ea spune, nu este bine să iei pâinea, să o arunci câinilor. Adică adevărul, voi l-ați desconsiderat. Și femeia îi răspunde, așa este. Dar și câinii, adică și noi, ea mărturisește în numele tuturor celor prezenți, avem dreptul și avem posibilitatea, pentru că era în fața lui Dumnezeu, să gustăm din fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor. Iar fărâmiturile nu erau altceva decât ajutorul pe care stăpânul, Dumnezeu, Iisus Hristos, îl făcea oamenilor. Și vede Dumnezeu, vede Domnul Hristos, câtă credință era în această femeie. Și spune, nu am văzut atâta credință. Și din acel moment s-a vindecat fiica ei. S-a tămăduit pentru rugăciunile mamei, s-a vindecat tânăra copila. Se mai roagă tatăl câteodată. A venit Iair să se roage în fața Domnului Hristos să-l ajute că fiica e bolnavă aproape pe moarte. Și era un om drept, cinstitor de Dumnezeu. Dar fiica a murit și Domnul Hristos, pentru credința lor, pentru a arăta că este stăpânul vieții și a morții, a înviat-o. Iată deci ce face puterea rugăciunii. Rugăciunea copiilor pentru părinți, rugăciunea părinților pentru copii, rugăciunea soțului pentru soție și a soției pentru soț. Și avem exemple pe cei trei sfinți ierarhi, ocrotitori ai acestei parohii, care au avut părinți sfinți. Și aici, la intrare dumneavoastră în biserică, aveți pictat pe un perete cele trei familii de sfinți ale sfinților trei ierarhi. Cu părinților, cu mama Sfântului Ioan Gură de Aur, Antuza, care a rămas văduvă de tânără, dar și cu părinții sfinților Vasile cel Mare, care a avut o mamă deosebită, o mamă sfântă,
poate unică în lume, Emilia, care a avut mai mulți copii sfinți și soțul episcop a ajuns sfânt, adică tatăl Sfântului Vasile cel Mare și tatăl Sfântului Grigore, teologul. Iată cum noi putem să ne sfințim viețile. Cei trei mari sfinți erari au trei mame sfinte. Și putem naște copii sfinți și putem și noi să devenim sfinți prin copiii noștri. Și am să vă spun o întâmplare, o pildă. Trei femei s-au întâlnit la o fântână și au scos fiecare câte două găleți de apă și în timpul acestea vorbeau ele despre familiile lor. Și prima a spus așa: ce bine că am un băiat cu minte, am un băiat credincios, am un băiat care face fapte bune. Și a doua a răspuns tot așa. Și amândouă, cele două femei, vorbeau frumos de proprii lor copii. Iar cea de-a treia, scoțând și ea cele două găleți de apă, nu a spus nimic. Și în inima ei se ruga. Apoi, după ce au terminat de scos apă, s-au întors acasă să dea familiei. Dar pe cale s-au întâlnit cele trei femei cu copiilor, cu băieților. Și aceștia se jucau. Și prima femeie a spus: iată pe copilul meu, ce frumos este și ce frumos se joacă. Și a doua a spus și ea la fel. Și l-a ridicat în slăb și cea de-a doua mamă pe fiul ei. Dar a treia nu a spus nimic. Însă băieții, văzându-le pe mamele lor, cel de-al treilea băiat, al femeii care nu vorbise, care nu se lăudase, care nu-și ridica pruncul în slăvi, acesta, cel de-al treilea, a lăsat jocul și a mers la mamă. Și ce credeți că a făcut? Să o ajute. Și tâlcuirea acestei pilde este aceasta: să lăsăm faptele să vorbească, să nu încercăm noi prin vorbe să schimbăm faptele semenilor noștri. Să lăsăm faptele să vorbească de la sine. Pe 28 ianuarie, în fiecare an, sărbătorim doi mari sfinți. Ieri a fost sărbătoarea. Pe Sfântul Isaac Sirul și pe Sfântul Efrem Sirul. Dumneavoastră, cei care intrați în această biserică, cunoașteți cu toții fericirile pe care le cântăm împreună. Dar să știți dumneavoastră că Sfântul Efrem Sirul a scris, el este și poet, a scris fericiri pe care dumneavoastră le aveți scrise aici, sub balcon, pe pereți și pe stâlpii bisericii. Fericirile Sfântului Efrem. Dar a mai spus Sfântul Efrem un lucru în legătură cu tinerii, cu copiii. Fiule, să iubești smerenia și simplitatea. Să nu cauți să fii altfel decât sufletul tău. Sfântul Efrem Sirul, un mare sfânt al bisericii din secolul al IV-lea.
De aceea, iubiți credincioși, pentru că ne pregătim de praznicul și de sărbătoarea acestei parohii pe 30 ianuarie, să luăm exemple de la cei trei mari sfinți ai Bisericii, mari doctori ai lumii și învățători, și să învățăm de la ei că putem face din familiile noastre copii sfinți, însă să avem grijă cum, iar din Evanghelia Duminicii de astăzi să învățăm că rugăciunea părinților poate îndrepta cărările copiilor și poate pune temelie bună pentru casele copiilor noștri. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.